Cutia Pandorei. Zeus, fiind foarte supărat pe Prometeu, care dăduse în dar oamenilor focul, a hotărât să-i pedepsească pe oameni. Oamenii au acum focul și o să mă răzbun pe ei. Nu vreau să-i omor aruncând fulgere asupra lor, deși aș putea lesne să o fac. În schimb, o să le trimit un dar. Asta va fi răzbunarea mea. Așa grăit Zeus și l-a chemat pe Hephaistos, căruia i-a poruncit să făurească o femeie cu inima arzătoare ca o vâlvătaie. Hephaistos a făcut întocmai și în curând a adus-o pe fată înaintea lui Zeus. Zeițele i-au făcut mai multe daruri, bijuterii, veșminte, cingători de preț, dar și grație și frumusețe. Ai primit daruri de la toți, i-a spus atunci Zeus. Așadar, te vei numi Pandora, ceea ce înseamnă toate darurile. O să-ți fac și eu unul, a adăugat el și a dat o cutie bine închisă. Acum te vei duce să trăiești pe pământ, dar nu uita. Niciodată, cu niciun preț, nu trebuie să deschizi această cutie. Acum, hai, du-te! Și așa coborâ Pandora pe pământ și s-a înfățișat lui Epimeteu, fratele lui Prometeu. Fermecat de frumusețea nemai văzută a fetei, el a întrebat-o: cine ești? De unde vii? Sunt Pandora și vin din Olimp. Atunci ești un dar al zeilor, a murmurat Epimeteu, și uitând că fratele său îi spusese cândva să nu accepte niciodată vreun dar de la zei, a vrut să se însoare cu fata, să fie mereu al lui. După câteva zile, Epimeteu și-a amintit de cutia pe care o ascunsese Pandora într-un ungher al casei și a întrebat-o: ce este în cutia aceea pe care ai ascuns-o? Nu știu, i-a răspuns Pandora. Zeus mi-a dat un dar, însă mi-a interzis să o deschid vreodată. Atunci nu o deschide, i-a zis Epimeteu. Nu, dar tare aș vrea să știu ce-i în ea, spuse Pandora. Nu trebuie. Poruncile lui Zeus au fost foarte limpezi. Pandora i-a promis printre suspine că n-o să deschidă cutia, dar a început s-o chinuie curiozitatea. Poate în cutie era ceva care avea să o facă frumoasă ca Afrodita sau înțeleaptă ca Atena sau poate nemuritoare ca zeițele. Iar o cutie nu era făcută oare ca să fie deschisă mai devreme sau mai târziu? Nu odată tânăra a fost cât pe ce să încalce porunca lui Zeus și pe a soțului ei, reușind totuși în cele din urmă să reziste ispitei. Însă, într-o zi, a izbucnit: Epimeteu, te rog, deschide cutia, să vedem ce daruri ne-a făcut Zeus. Nu, Pandora, nu te mai gândi la asta. Nu avem deja tot ce ne trebuie. Nu suntem fericiți, spuse Epimeteu. Era adevărat, însă pe Pandora o chinuia dorința de a ști ce e acolo. Nici nu mai putea să doarmă, stătea ore întregi uitându-se la cutie, încercând să-și închipuie ce ascundea.
Și într-o zi, când Epimeteu nu era acasă, a luat amarnica hotărârea. S-a strecurat în odaia de culcare, a luat cutia în mână, vrând să o deschidă. Dar, părăsind-o curajul, a pus-o la loc și era gata-gata să plece. Când s-a întors brusc și a ridicat capacul dintr-o smucitură. A scos un țipăt și s-a dat înapoi. Din cutie a ieșit șuierând ca vântul un fum acru și negru. Umpluse camera și ieșea acum pe fereastră, înălțându-se spre cer și intrând în casele oamenilor. S-ar fi zis că acea cutie nu avea fund, pentru că în loc să dispară, fumul se îngroșa, devenind din ce în ce mai dens și mai sufocant. Iar îngrozită Pandora încerca în zadar să pună din nou capacul. Și se părea că în șuieratul acela au de plânsete, tânguiri, amenințări, râsete batjocoritoare, blesteme, suspine, șoapte misterioase. Vai! Zeus strânsese în acea cutie toată suferința și ura, toate necazurile, dezamăgirile, vicile și bolile, într-un cuvânt, toate relele care le erau încă necunoscute oamenilor din întreaga lume. Acum, din cauza slăbiciunii Pandorei, răul se răspândise în lume și nu avea cum să mai dispară. Viața oamenilor, până atunci fericită, nu avea cum să mai cunoască fericirea deplină. Așa s-a răzbunat tatăl zeilor pe Prometeu, care le dăduse oamenilor focul. Totuși, stăpânul din Olimp nu voise să fie crud până la capăt. Pe lângă toate acele nenorociri, pusese în cutia Pandorei și ceva în stare să învingă și să-i dea omului puterea de a-și duce viața în continuare, cu surâsul pe buze. Pusese speranța.